Păi, dar nu beneficiază toată lumea tomograful. Păi, cei care beneficiază de gratuitate, da, și de contract cu casa, beneficiază și la privat și la... Da? Tot și de ce nu avem în spital? Noi personal. Dacă vine o urgență la 11 noapte, 12 noapte. Nu merge noaptea, e asigurată urgența? Da. Păi nu, că trebuie să iasă cu căruțul pe aici, trebuie să iasă noaptea. Normal trebuie să avem în spital, nu... Da, o să discutăm, o să discutăm. Vreau să știu dacă a făcut domnul director cerere pentru tomograf, că se plânge că zice că n-aveți fond pentru tomograf. N-avem fonduri pentru că cealaltă guvernare au dat banii înapoi, n-au cheltuit nimic. Au dat banii înapoi și mie mi-au diminuat fondurile pe minister. Și eu mai am o problemă, am o factură de 200 și ceva de mii de euro. Am rugat pe oamenii de aici din oraș să mă ajute și eu cu facturile astea. Și n-am vrut niciunul să mă ajute. Factură pentru eu am fost și asigurat. Am făcut și card european, că am fost în străinătate. Dacă mi se făcea analize, cum să faci analizele ca la carte, nu mai ajungeam tocmai acolo. Dacă a fost tratat în străinătate? Da.
în străinătate. Și ați mers cu aprobare de la noi când ați plecat. Păi domnul, știți că durează mult până te aprobă, până așa se vadă dacă moși. Și după aia te trimite în Occident. Așa cum știți, pentru tratamente în străinătate este procedură. Este o procedură. Câți oameni ați trimis în străinătate? Bolnavi adevărat. Nu eu trimit. Nu dumneavoastră trimit. Sănătate la remedie. Este o comisie. Și ați mers în saloane, domnul ministru? În saloane. Am fost în zona... Știți că avem WC-ul? Avem WC-ul din ăsta cu baterie? Din ăsta scump? Nu știți că avem de punctul ăsta de pe... Dar voi să intrați într-o parte? Da, mă, știu. E bine. Când sunteți gata, eu pot începe. Da, vă suntem. Bună ziua, deci sunt în trecere prin orașul dumneavoastră și am ținut să văd spitalul de psihiatrie. După cum știți, psihiatria este o problemă la nivel național și mi-au fost semnalate foarte multe cazuri de la mai multe spitale de psihiatrie. Din fericire, vreau să vă spun că aici nu s-au confirmat. Condițiile de la dumneavoastră de la psihiatrie sunt foarte bune. Aveți o echipă foarte bună care are Consiliul Județean alături. Am înțeles, i-au sprijinit foarte mult cu investiții. Managera este foarte bine orientată în ceea ce privește managementul spitalicesc și condițiile pentru pacienți sunt bune. La solicitarea domnului senator și a prietenului meu, domnul Nicolae, am venit să văd și spitalul municipal. Am avut o întâlnire cu medicii care mi-au semnalat unele probleme atât legate de legea salarizării, cât și probleme organizatorice. Am și preluat un material pregătit de managementul spitalului asupra căruia mă voi apleca. În același timp mi s-a semnalat problema legată de ambulanța SMURT, care la un moment dat a fost locată aici și pentru care se intenționează deschiderea unei linii de gardă practic a Spitalului Județean, cam asta este soluția prefigurată, o linie de gardă care să asigure un mai bun acces al accidentelor rutiere și al urgențelor atât la Spitalul Județean cât și la Spitalul Municipal. Din ceea ce știu eu, serviciile sunt complementare. Le-am făcut și eu unele propuneri, m-am întâlnit și cu liderul de sindicat. Vă rog, a fost o vizită mai fulger și aștept întrebările dumneavoastră, vă rog. Domnule ministru, ieri ați avut vizita primului ministru... La Ministerul Sănătății, Sănătății. Dacă puteți puncta câteva lucruri care ar putea fi legate și de ameliorarea ceea ce se întâmplă în teritoriu. Da, vizita primului ministru a fost legată de Programul Național de Vaccinare. Este vorba de aprovizionarea cu vaccinuri la nivel național și privește absolut și orașul dumneavoastră. S-a constituit, după cum știți, o comisie interministerială, un comitet interministerial care va monitoriza și va lua măsuri pentru ca Planul Național de Vaccinare să fie în totalitate acoperit. În același timp, prin hotărâre de guvern ieri, am constituit o unitate de management centralizat a achizițiilor și a practic de management a situațiilor de vaccinare care cuprind atât achizițiile cât și stabilirea necesarului până la administrare și până la informarea populației cu privire la necesitatea vaccinării. În același timp l-am informat pe primul ministru cu privire la stadiul în care ne aflăm cu achiziția de vaccin ROR. După cum știți, am avut probleme pe această situație. 109.000 de doze au plecat ieri în țară, către direcțiile de sănătate publică, în unele direcții au și ajuns și urmează 3.000 la neamț. În următoarea perioadă, încă mai intră următoarele aproximativ 10.000 de doze care au fost culese din țară și erau pregătite să plece la export paralel. Și în același timp au fost identificate 300.000 de doze. În momentul în care cele 300.000 de doze vor fi achiziționate, ele vor fi repartizate în toate județele țării și aceste 300.000 de doze vor acoperi necesarul României pentru tot anul. În același timp, am demarat o acțiune de achiziționare a vaccinurilor prin acorduri cadru în minimum 2 ani, 4 ani, dar marea majoritate vor fi pe 4 ani, în așa fel încât să avem predictibilitate în ceea ce privește cantitățile de vaccinuri pe care le achiziționăm. Și în același timp fac precizarea că în legea vaccinării există noua lege care este în dezbatere publică, există o prevedere care permite statului român, Ministerului Sănătății, să achiziționeze vaccinuri pe o perioadă un stoc de vaccinuri pe o perioadă de 6 luni, nu pentru că vrea ministru, ci pentru că vedeți că este necesar. Domnule ministru, ambulanța timp, am înțeles că depinde și de un aviz de la Ministerul Sănătății.
Sănătății puteți să estimați că nu îl puteți să oferi? Vreau să vă spun că eu îmi semnez corespondența în fiecare zi. În momentul în care documentația este semnată, eu semnez. Șansa noastră de a reprimi aparatură de utilare, ați văzut problema computerului tomograf, are Ministerul în vedere anul acesta susținerea unităților spitalicești cu aparatură? Da, deci eu la momentul la care am venit la spitalul, la Ministerul Sănătății, după cum știți, am moștenit faptul că bugetul pe investiții s-a diminuat corespunzător conform legii bugetului datorită faptului că anul trecut nu a fost execuție bugetară. Singura linie pe care am putut-o accesa a fost Banca Mondială, unde, după cum știți, a fost o mapare a serviciului de sănătate a necesarului și, practic, sunt stabilite exact unitățile în care merg aceste echipamente. Însă, după rectificarea bugetară, vom lua în calcul aceasta și este și în programul de guvernare dotarea spitalelor cu echipament de ultimă oră. Apropo de vaccinuri, câte din cazurile care au dus la statisticile astea pe care le știm cu toții se datorează aproximativ părinților care refuză vaccinările și câte unor mecanisme birocratice care uneori nu au făcut la timp achiziții? Decesele acestor copii sunt datorate mai multor factori, nu numai... Hai să nu vorbim despre refuzul părinților, pentru că nu cred că asta este problema. Noi avem o epidemie la momentul de față, o epidemie pe care am importat-o și noi și pe care la rândul nostru putem să o exportăm. Așa cum știți, epidemia nu are granițe, oamenii se pot îmbolnăvi dacă nu sunt vaccinați. Și ăsta este motivul pentru care mesajul meu către părinți este: dacă vă iubiți copiii, vaccinații, pentru că imunitatea este cel mai bun dar pe care putem să-l dăm copiilor noștri după botez. La revedere, să rămână! Sprijiniți redeschiderea Institutului Cantac Cuzino ca o soluție. Cu siguranță, săptămâna viitoare, miercuri, voi avea întâlnire cu un cercetător pe care l-am identificat, care vine din zona militară, cu un cercetător care eu... Pe cei care îi numesc în astfel de poziții vreau să-i cunosc personal și vreau să-mi prezinte o strategie și pe urmă, în timp de o lună, îmi va prezenta un plan de redresare al Institutului Cantacuzino. Cred că românii au dreptul să aibă propria fabrică de vaccinuri. Mulțumesc, la revedere, să rămână! Vă doresc o zi frumoasă!